Doamna Elena Pagu, ați câștigat trofeul Femeia Anului pentru excelență în sport. Aș vrea să-mi spuneți cum vă simțiți. Nici nu-mi vine să cred și nici nu știu ce cu mine, pur și simplu. Pentru mine este un mod de viață și nu mi se pare că trebuie să fiu chiar așa de onorată. Și este ceva foarte, foarte simplu din ceea ce fac eu. Eu așa cred. Fac mereu lucrul ăsta și după mine am tras copii. Odată m-am dus la un concurs, la un oraș cu vreo 17 copii după mine. Copiii acum mă cunosc. Mă cunosc, se opresc, am convins vârstnici să vină după mine. În sfârșit, am avut satisfacția asta, dar acum vă spun sincer, chiar la așa de mare onoare nu m-am așteptat, să știți. La 91 de ani aveți o forță cum puțin o au. De unde vă luați puterea? Puterea o iau dintr-o... În primul rând, într-o fermitate categorică. Când trebuie să fac antrenament, trebuie să fac. Dintr-un mod de viață foarte ordonat. Mănânci, îți e foame sau nu, la dimineața, la amiază și seara până la ora 7. Mai mult atât. Orice. Eu mănânc orice. Trebuie să fii harnic. Asta este o condiție. Dacă decizi să ieși la ora 6 dimineața din casă, când nu e foarte cald sau când îți convine sau când e mai puțin pe pistă lume în Parcul Iore sau la Băneasa, trebuie să ieși atunci pe ușă. Știu că v-ați apucat destul de târziu de sport. Ce v-a determinat să faceți acest lucru? Nu, eu am continuat. Am spus în cuvântul meu că eu mă știu mergând și făcând acest efort de când eram copil. Mă trimitea în sat, mama mă trimitea după treburi. Eram în mișcare continuă și pe urmă am făcut o profesie care m-a obligat să fac foarte multă mișcare. Și când am ieșit la pensie, am făcut un sindrom depresiv și a trebuit să fac ceea ce făcusem și până atunci. Am făcut un liceu pe jos, 7 km dus, 7 întors, liceul era de 8 ani și eu deci făceam pe zi în timpul școlii 14 km. Dacă ar fi să dăm timpul înapoi, care este cel mai mare regret al dumneavoastră? Cel mai mare regret? Cel mai mare regret a fost că nu m-am făcut actriță.